cel. Era ce v-ați certat voi uri? Haide. Prima dată. M-am înșelat. Dacă vă aude... La revedere. La revedere, mai vorbim. Salut, băieți. Salut, eu am fost Imogen. Sper că v-a plăcut live-ul de astăzi. Ce să mâncați? Vă pup și vă iubesc, Doamne ajută. Cam asta a fost. Ferească se Dumnezeu. Păi și de ce mai sunteți împreună, frate? De la ce v-ați certat voi ultima dată? M-am înșelat. Dacă vă aude Costi Max, nu mai filmează nimic, se supără. 2000. 2002. 2002? Bă, tu ești prost. M-a văzut că am vorbit cu o fată, cu fosta mea mai exact. De ce țineți paharul așa pe doamnă? Salut, eu sunt Sherry și am impresia că aceste episoade se transformă într-o serie, iar eu mă transform încet încet în Ernest cu aceste episoade, pentru că provoc scandaluri în cupluri, ceva ce nu mi-am dorit niciodată să fac, dar aceste episoade sunt teribil de amuzante, așa că fără să ne mai lungim, fraților, ne aflăm astăzi în Saint-Tropez și vom întreba românii de aici, de pe coasta de Azur, dacă știu lucruri elementare despre iubitele lor. O să fie niște întrebări de cuplu, știți deja formatul, doar că de data asta nu suntem în mall, suntem la mare, așa că hai să-i dăm drumul. Și de asemenea avem și premii în bani. Poți să câștigi 100 de lei pe BTP dacă răspunzi corect la toate întrebările despre iubitul sau iubita ta. Let's go! Salut, sunteți un cuplu foarte, foarte frumos. Pot să vă pun și eu câteva întrebări? Da. În ce dată este ziua ei de naștere? Mâine. Mâine? Mamă, cât de an de bună ți-a venit întrebarea asta. 3-a, 4-a. Ce an? 2002. A nimerit? Da. 22 noiembrie. Ce an? 2005. A nimerit? Da, a nimerit. 12 august 2006. Băi, ăștia cred că se uită la episoade sau pregătit. Ce zodie e? Balanț. Da? Da, balanț. Da, da. Scorpion. Da. Capricorn. A nimerit? Da. Gemeni. Da. E cumva semn? A, că e gemeni, te-ai dus, băiatul. Dacă e gemen, te-ai dus băiatul meu, dacă e gemen, te-ai dus de tot băiatul meu. Te-ai dus de tot băiatul meu dacă e gemen. Și acum va, eu sunt foarte atent, să știți. Cum o cheamă pe cea mai bună prietena ei? Daniela. Da. Ana și Elena. Pune pe plajă. Elena, te pupăm. Carmen. Da? Adevărat? Larisa. Corect? Da. Care e cea mai bună prietena ei? Cum o cheamă? Da? Și cum o cheamă? Andreea. Ea fanii să nu știe cum o cheamă, știi? Bună ziua! De ce țineți paharul așa pe doamnă? Să fie distractiv. Așa e distractiv? Foarte distractiv. De cât timp sunteți împreună cu doamna? Păi sunt căsătorit deja. Da? Avem deja 11 ani de căsătorie. Poți să vă pun și eu câteva întrebări de cuplu, dacă vrea și doamna să... Când e ziua ei de naștere? 5 ianuarie. Ce an? 5 ianuarie. 5 iunie, ce an? 2002. 2002? Bă, tu ești prost. 15 aprilie. 2002. 2002? Bă, tu ești prost. Aprilie 2007. A nimerit? Da. 4 iulie 1990. A nimerit? Adevărat. Cum o cheam pe mama ei? Oronco. Oronco? Da. A nimerit, da? Cristin. Cristina Miron Lorena. Adevărat. Teodora. Da. Margareta. Da? Da. Carmen. Tot Carmen? Da, pe aici am... cea mai bună prietena mea. Mama ta e cea mai bună prietena ta. Ce frumos! Uite, asta e o răspuns pe care nu l-am primit astăzi, e prima dată când îl primim. Ai BTP? Pentru că dacă ai, câștigi 100 de lei pe BTP. Are ea. Ai BTP? Am. Bun. Cum ești pe BTP? Și gata, ți-am trimis bănuții, felicitări, să vă țină, sunteți un cuplu foarte, foarte frumos. Vă pup. Ce zodie e? Fecioară. Bine. Leu. Da, a nimerit? Da. Voi sători sunteți, doamnă? Da. Capul. A nimerit? Da. Poți să-mi spui fără să te uiți ce culoare au unghiile ei astăzi? E un roz pe lateral, așa, un prejurat, alb, ceva de genul. Bă, nene, bă, ai nimerit-o perfect, nu ți-ai gai ochi la spate, eu nu sta atent la detaliile astea. M-a închis. Tu de ce ți-ai pus mâinile la spate? Știai deja întrebarea? Nu, nu știam, dar nu voia să verific. Da, albe, dar nu știu detaliile. Vai, albe cu un, cu un ceva, un, un fines, un poriș aici. Da, da. Albastru cu cremă. Felicitări, ai răspuns corect. Băi, un om, un băiat foarte, foarte atent. Acum să te întreb pe tine. Care este echipa lui preferată de fotbal? Barcelona, nu? Greșit, Real Madrid. Real Madrid? Hai că nu sunt rivali sau ceva. Nu are nicio echipă preferată. Este corect? Este. Nu prea știu că nu sunt cu fotbalul de obicei și nu știu echipa. Nu știi care e echipa preferată? Nu. Aia, City, City, aia, nu, nu. E United. Nu-i place fotbal. Exact, exact. Steaua? PCSB. Craiova? Craiova? Nu cred! Ești din Craiova? Nu, din Slatina. De la ce v-ați certat ultima dată? M-a văzut că am vorbit cu o fată, cu fosta mea mai exact.
ieșiri. Ieșiri? Cum adică? Ieșiri din cont de bani, ieșiri prin oraș? Ieși eu, aiurea. Cum adică? De ce iese aiurea? Cu băieții, singur. M-a înșelat. Nu cred. Că n-am vrut să mă dau un bălci în ceva. N-ai vrut să te dai un bălci în da. Ceva? Da. Ai ieșit fără să-mi spună. Unde? Băieții. Am băut eu. Asta nu e atât de greu. Mult. Da? Cât de mult? Ce înseamnă mult? Până la 1. Până ziua. La 1 noaptea? A, ziua. Adică până la 1 noaptea mi se părea. Prea puțin 1 noaptea. Prea conduc prea tare. Conduci prea tare? Cât aveai? 220. Aveam bricheta pe birou 3 bar, familia voastră. Dar e mama la brichetă. Cam, bă, dați prost. E mama brichetă și copilul la brichetă, uitați-vă. Și asta e bună, asta nu e bună. Și aveam copilul la brichetă, uitați-vă, fătuți morții, mătidă. Mama brichetă. Balosan. Se uită la fete. Se uită la fete? Așa da. Random cred pe stradă? Da, se mă uită. Păi știi cum e să privește gratis. BTP ai? Eu am. Ai BTP? Da. Perfect. Vă trimit acum 100 de lei pe BTP pentru că sunt un grup foarte, foarte drăguț. Scoateți telefonul să-ți fac un virament rapid. În ce dată este ziua ei de naștere? 11 ianuarie 2007. A nimerit? Da. 2 august 2006. A nimerit? Da. 27 iulie. Da. 2 august 2006. A nimerit? Da. 27 iulie. Ce an? 2000. A nimerit? Da. 23 martie. Ce an? 2003. 2002 sau 2003? 2005. 3-a, 4-a, 1993. A nimerit? Da. Ce zodie este? Taur. Taur? Ce? Lol. Nu căzuse stream-ul cu aia, ești prost? Da, așa puțin încă să strâng. Mergem, mă? Chat. A, mergem, mă, cu aia. Cum dacă vă mergem, mă? Bun, încă să strâng cu aia. Da, gen un instant. Da. Berbec. Vărsător. Nu te-ai să-i spuneți, nu te-ai să-i suflați. Rac. Chat, ați face noi. Vedeți și noi câte like-uri facem. Avem 9000 și nebuna. Dacă îl facem în 10.000, suntem tarău de tot. Am avut 9000. Băi, am venit cu temele făcute de acasă. Ce zodie e iubita ta? Ce zodie ești, mă? Nu îi spune, ce zodie e? Cu ce se ocupă tatăl ei? Se ocupă cu plantație de zmeură. Plantație de zmeură, da. Tractorist. Asta a răspuns corect, bun. Păi de ce-i de râs, mă? La fondul rău. Dar ce a râs? De ce a râs chat? Europenei, coleg și... am înțeles. În ce dată e ziua ei de naștere? Yes. Nu înțeleg de ce a râs, omor. Nu înțeleg de ce a râs. Că se simte bine? Probabil, da. Este pe 5 ianuarie. Ce an? 2006. A nimerit? Corect, da. 28 a 12. Ce an? 99. A nimerit? Da. 7 septembrie 2005. A nimerit? A nimerit. Nu știu. În septembrie, octombrie, nu știu. Pe 9 mai. 9 mai ce an? Nu știi anul măcar? 2006. 2007. Întrerupem acest videoclip pentru a vă povesti despre partenerii noștri de la Banca Transilvania și mai exact despre aplicația lor numită BTP, o aplicație care ușurează la maxim tot conceptul amplu de internet banking. Internet banking-ul tradițional, așa cum îl știm noi, presupune aplicații complexe, cu funcții peste funcții, cu proceduri greoaie pentru a trimite sau a primi bani. BTP este cea mai simplă. Wait a second. Reclamă la BTP și tu dai cât 100 de lei la 7 cupluri? Cuplu de folosit unealtă pentru a trimite bani unui prieten, pentru a încasa bani de la un prieten, pentru a solicita bani unui prieten care are să-ți dea bani și se face ca uitat de ei, poți să-i dai solicitare de bani. Deci este o aplicație gândită pentru era digitală, gândită pentru ușurința de a fi folosită pe telefoane și de a trimite bani prietenilor pe telefon, dar care are în spate infrastructura robustă și solidă a unei bănci adevărate. Deci nu vorbim aici de aplicații, cum știți că există multe alte aplicații unde puteți să trimiteți bani către prieteni,
dar niciuna din acele aplicații nu are securitatea și infrastructura de date atât de robustă cum are Banca Transilvania. Datele voastre la Banca Transilvania sunt stocate doar pe servere aici local în România și aveți siguranța că banii voștri sunt chiar banii voștri și nu o să vi se închidă contul random și de genul acesta. Deci ai, cum ar spune englezul, the best of both worlds. Ai și o aplicație foarte ușor de folosit și foarte funcțională, dar și securitatea unei bănci tradiționale în spate. Descărcați-vă acum BTP-i dacă n-ați făcut-o deja ca să împărțiți nota cu prietenii, ca să cereți banii înapoi prietenilor pe care i-ați împrumutat sau ca să câștigați 100 de lei de la mine dacă știți destule detalii despre gagica voastră. Să ne întoarcem la video. Băi, Imogene, Armin ăla e idiot. Am zis că e prost și că nu știe să trimit o melodie și mi-a dat bani. Pentru ce a primit moderator? Pentru că moderatorii nu dau hate oamenilor care îmi dă mie hate. Moderatorii dau bani oamenilor care le dă lor hate. De asta, gen, ca să înțelegi, Teodor. Adică eu, moderatorii mei, dacă mă jură pe mine unul, nu le dă, nu-i dă lui ăla, gen, haid. Dar dacă ne jură pe el, pe moderator, îi dă, ai înțeles? Adică cam de asta sunt moderatorii. Cheamă pe mama ei. Mariana. Mariana? Ba, nu știu. Nu știi? Nu mi-a zis. N-ai vorbit niciodată cu mama ei la telefon, nu. Nimic? Petrica! Așa o cheamă, Petrica? Da, 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 Petrica, Petrica, da. Bondoc, Dana. Bondoc, Dana. Spune-ți CNP-ul. CNP-ul. Ai BTP-i? Și BT5. Da? Ok, bine. Care este dream job-ul lui? Ce vrea să devină? El vrea să aibă ceva a lui, legătură cu mașinile. E foarte pasionat de mașini. Un service, o mașină? Da, da, cam așa. Vrea să-și deschidă un service auto. Vrea să-și deschidă restaurant. Da? Bun. Unde, Craiova? Da, 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 da. Felicitări. Câștigați de la mine 100 de lei pe BTP-i. Aveți BTP-i? Da. Acum vă tine. Ziua, luna și anul în care soția ta s-a născut. Data nașterii. 11. Da. E bine pe aici? Nu. 0 a 5-a? Ce 0 a 5-a? 2001. Deci tu zici, da, că e 11 mai 2001. Da, da, da. E corect? Exact. Nu. 23 martie. Ce an? 2000. A nimerit 23 martie, da, 2000? Da, da, e corect, da. Mă, 19 decembrie. Ce asta an? E simplu. 2000. 2002. 20. Wow. Dar pe câte certuri să urmeze? 0 la 5, ce pula mea, 0 la 5. Și 5 iunie 2005. Ani merit? 22. Ce an? 2005. Ani merit? Da. De cât sunteți voi doi împreună? 6 ani. Wow, 6 ani, mă, ești de un grămat de timp. 12 ani. 12 ani? De 3 ani. Ceva zile. 14. Câteva zile și-au plecat și la mare. De cât suntem împreună? Tot 2 zile. Mergi la mare? Merg. Hai la mare. Câte, cât avem împreună? 2 ore jumate. Mergi la mare? Mergi. 10 ani, deci cel mai longeviv cuplu de până acum? De 6 luni. În ce dată e ziua de naștere? 17 noiembrie 1999. A nimerit? Da. Bă, dar părea că... A nimerit? 27 aprilie. A nimerit până aici? Da. Ce an? 2004. A nimerit? Nu. Ce an? 2006. Mai încerci? Mai ai o șansă? 2 noiembrie. A nimerit? 4 noiembrie 1999. 1 iunie 89. A nimerit? 21 mai. Ce an? 2002. Păi normal că a nimerit dacă au 25 de ani împreună, trăivar, familia voastră n-avea cum să nimerească, ești nebun. A nimerit? Da. 7 noiembrie. Ce an? 2006. A nimerit? Nu. Când v-aș certat ultima dată? Mă, de la ce v-aș certat? De la bani. De la bani? Da. De ce de la bani? El e mai așa, mai rebel. Eu sunt femeie, mai știu ce vreau de la viață. El e mai rebel. Cheltuie, da, banii pe prostii? Da. O distracție, să mă distrez. Da? Îmi place viața, am o stână. Cum nu am picat de acord cu cazare. Din ce motiv? E prea pretențios. Acum câteva minute. Acum câteva minute v-ați certat? Da, ea vrea să intre în apă și eu nu. Doamne mea de familie, părinți. De la părinți? Da, de la părinți. Ce culoare și-a făcut astăzi unghiile? Roze. Roze, corect. Domnul a răspuns corect. Albe. Ne, e pe acolo. Hai să zicem, e de trecere. E o notă de trecere la întrebarea asta. Albe. Felicitări, ai răspuns corect. Ați câștigat 100 de lei pe BTP. Aveți BTP? Da, am BTP. Hai să vă trimit acum. Echipa mea preferată? Real. Mai Real și mai Cuma. Încă o chestie smart, Aca Imogen. Toți, bă, da, toți ăștia care au fost întrebați aveau BTP. De ce aveau BTP? Vă zic eu de ce avea BTP, că i-am întrebat înainte dacă au BTP ca să poată să-i filmeze. Mă pupă, băiat. Dar și mai cum e echipa aia? Nu le-am cu fotbalul. Barcelona. Care e, mă? Real. Să zic pe ce poșească. Real Madrid. Bă, nene, Real Madrid a cumpărat stațiunea Costinești. Dacă vă aude Costi Max, nu mai filmează nimic, se supără. V-am pupat, ne auzim. Dar doar ceea ce-ți vorbiți aproape filmat, fraților, v-ați jucat stațiul mare, pum, butonul de like. Să-i dați un share pe story, pe cum așa tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o să vă abonați, mulțumim celor de la banca. E tare asta așa.